Compania Națională de Administrație Infrastructurii Rutiere a transmis spre validare documentațiile necesare construcției celor trei loturi ale autostrăzii Bacău-Pașcani cu o lungime de peste 77 de kilometri. Valoarea estimată a celor trei contracte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență este de 5,8 miliarde de lei fără TVA, din care aproximativ 2 miliarde vor fi investite în primul lot, cuprins între Săucești din județul Bacău și Trifești 1,6 miliarde de lei pentru lotul 2, cuprins între Trifești și Gherăiești, iar pentru lotul 3, cuprins între Mirce și Pașcani, va fi alocată suma de 2,2 miliarde de lei. Constructorii care vor câștiga aceste contracte trebuie să finalizeze lucrările în cel mult 30 de luni.